Durerea pe care o trăiește acum o familie din Găiești, județul Dâmbovița, este greu de suportat. După ce un copil de patru ani s-a înecat într-o piscină, iar mama lui și-a pus capăt zilelor. Nu cu mult timp înainte să aibă loc dubla tragedie, mama băiețelului postase un mesaj pe internet. Conform din popor.ro, este o durere de nedescris într-o familie din Găiești, județul Dâmbovița. După ce un băiețel în vârstă de patru ani a murit în în piscina din curtea casei în care locuia. La scurt timp, din cauza șocului suferit, mama micuțului decedat a plecat de acasă. În jurul orei 3, aceasta a fost găsită sfânzurată într-o pădure. După ce băiețelul s-a necat în piscină, familia a apelat imediat numărul de urgență 112, însă echipajul medical a ajuns la fața locului, a mai putut doar să declare decesul acestuia. Înainte să aibă loc dubla tragedie din județul Dâmbovița, Camelia, mama băiețelului de 4 ani, distribuie se de socializare o postare dedicată în special mămicilor. Dormiți cu copiii voștri, îmbrățișați cât mai puteți sub pături. Nu vă fie frică de această dependență. Copiii sunt mici o singură dată, apoi când vor crește își vor găsi drumul și propriile spații. Dormiți inimă lângă inimă până le simțiți respirația, căci nu există nimic mai frumos decât asta. Bucurați-vă de copilărie și de compania lor. Iubiții ca și când lumea se va sfârși astăzi, pentru că mă mâine vor crește și veți crede că nu mai aveți timp să-i pupați. Mamă și mândră, postaase femeia, relatează din popor.ro.